Salut, bună ziua! Astăzi am să fac o rețetă de pulpă de curcan. Am cumpărat-o de la magazin, uitați cum este. Are vreo un kil jumate, așa, un kil 700. Și o voi face tot așa la borcan, cu usturoi și cu sare. Este mai bun, în prima oară o să-i fac niște incizii așa la copanul ăsta, o bag la fiert în suc propriu. Vedeți? Este mai bună la cuptor sau prăjit, intră multă ulei în ea și își pierde din proprietăți. Așa. Am băgat-o în borcan, văd cum încape, dacă încape, dacă nu mai tai. După ce o aranjez, o să revin, o să tai și uitați și pe asta cât de mare este. O să o tai acum. Uitați. Și o voi face în suc propriu, cu usturoi și cu sare. Dumneavoastră puteți să puneți orice și piper și mie îmi place așa. Sau puteți să puneți în loc de sare să frecați cu delicat așa. Dar eu îmi place mai simplu așa, după aceea puteți să o serviți cu când se răcește, se face ca o gelatină așa și este foarte bună ca o conservă de carne. Am să o așez în borcan și revin. Am revenit, uitați cum am pun pe fundul borcanului niște usturoi, încape la fix, ia uitați, vedeți? Oricum e mare copanul. Și acum mai e bucata asta de os, cu os care este, o să o bag lângă, așa. Ia uitați-o. Și pe acea salantă, fără os, mai bag așa niște usturoi. Nu mai frec cu sare. Pun direct în borcan așa puțină sare, că ea oricum și ia din... Hai să pun puțin pasta. Uite așa. Mai pun și usturoiul ăla. Vedeți? A intrat la fix. Și se face în suc propriu. Ia uitați. Mă gândesc acum, dacă tot a rămas loc, să pun o ceapă și doi cartofi să bag aici. Ia să mă opresc. Am revenit. Uitați, am curățat și doi cartofi. Unul l-am băgat aici și tăiat. Cartoful ăsta l-aveam eu ăștia și ăștia doi mici. Îi aveam de la mine din ghivece, stăteau prin dulap acolo să pun și ceapa asta roșie. Nu contează că puteți să puneți orice în bucătărie, puteți să improvizați întotdeauna, încă a mai rămas loc, vedeți? Ia uitați. Și va fierbe în suc propriu. Bineînțeles, dacă îl puneți pentru iarnă, vreți să faceți așa, nu, cum să zic eu, nu puneți cartofi sau ceapă în borcane mai mici decât sare, piper, ce vreți dumneavoastră, foi de dafin și... Dar eu am zis, dacă tot a rămas loc, aveam mai, ia să mai pun și câțiva cartofi și doi cartofi pe ceapă, să vedem cum iese. Am revenit, uitați cum arată, am pus și ceapa roșie deasupra, doi cartofi și unul mai mic, usturoi, sare. Și acum am pregătit și oala aici. Uitați. Vedeți? O pun aici, pun apă și pe sobiță îi pun capacul și o să vedem rezultatul. Mulțumesc, o zi bună!